am săvârșit slujba de sfințire, prin care acest spațiu a fost consacrat a fi loc de întâlnire a omului cu Dumnezeu, loc binecuvântat de propovăduirea Sfintei Evanghelii, spațiu binecuvântat de săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, de cunoașterea vieții Sfinților, loc de bucurie și de odihnă sufletească pentru bătrânii din acest așezământ și pentru ostenitorii care se îngrijesc de buna viețuire acestui așezământ. Specificitatea acestui loc este dată de prezența armatei, a oștenilor ei. O minunată colaborare între preoții militari și preoții din această zonă, o minunată colaborare între oștenii armatei noastre și diferiți oameni de bine, care au arătat inimă deschisă pentru ca acest loc să fie frumos, așa cum îl simțiți, cred, și dumneavoastră astăzi, precum îl simt și eu. Într-un asemenea moment, se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu. Să mulțumim pentru vremurile care sunt, cu bunele sau mai puținele lui aspecte, dar ne referim la cele pozitive, că iată, avem posibilitatea să sfințim și libertatea, să înălțăm, să pictăm, să amenajăm un asemenea loc.